Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Domnule, am descoperit că au ajuns să ne facă bulgarii drumuri în țara asta. Vă puteți imagina? Bulgarii ne fac drumuri și nu orice drum. O să facă centura capitalei. Rușinea aia îngrozitoare, mizerabilă de drum. Ultimii pârliți suntem în Europa, care n-avem și noi o centură a capitalei integrală, până și bulgarii au. La Sofia s-a făcut o super centură. Mai mică, te rog. Da. Și s-a semnat, urmează să fie lărgită pe sectorul DN2 A2, 11 da. km, deci bucata aia care trece pe la Voluntari, Pantelimon, Cernica, în da, partea da, da. Aia, da? Care este pe o singură bandă de șleauri și unde este un șantier nesfârșit acolo, la care nu mai lucrează nimeni. Aia a fost rearanjată, relicitată, recontractată. Se fac și niște pasaje supraterane, 3 pasaje supraterane și în principiu în 2 ani de la semnarea de zilele trecute ar trebui să existe centura capitalei și cu asta să se închidă. Cred că are 2 benzi peste tot. Nu știu, sper să nu mă înșel. Dar pe bucata asta ar trebui să fie trecută la 2 benzi pe sens și în sfârșit să fie un drum pe care poți să mergi. Nu? E, asocierea este cu niște bulgari. Ce e cu totul special? Deși eu sunt un pic derutat și suspicios, pentru că nu sunt, adică numele acestor companii bulgărești nu este bulgăresc. Adică în loc să fie asocierea companiilor asfaltătă națiunturătă, da. Se cheamă Maristarcom. Ăsta e român 100%. Da. Are 100%. Probabil că o cheamă pe fata lui Mărioara și a zis Maristar. Da. Bine că nu e Impex. E fostă prăvălie de mezeluri și acum da. Au descoperit că se fac bani cu asfalt. Maristarcom cu compania Hidrostroi AD. Ai sărătăsie. Cu Patstroi VDH și AD. Deci Hidrostroi, Patstroi și Maristar s-au angajat că vor face centura capitalei. Pe bucata asta. 6 luni proiectare, 18 luni execuția lucrărilor. Ce să spun, fostul contract era cu niște italieni. De la Tirena Scavi. Ai auzit de italieni de la Tirena Scavi? N-ai cum să auzi că nu ne pricepem în domeniu. Dar sigur erau italieni, că acolo nu se bagă Tirena Scavi. Să-ți faci tu firmă în Italia, români, să te... În schimb, cu matriculările în Bulgaria, cum ne-am obișnuit de alții ani, cred că s-au matriculat și ceva firme. Da, probabil. Deci, Maristar, să le ținem pumnii, Doamne ajută, mai prindem noi, mă, băiatule. Băi, deci, 2 ani o să facă iar 10 ani, pariez. Nu cred. Am încredere. La cum am văzut că se mișcă cu autostrada aia prin munți, merge treaba bine. Aia care merge de la Pitești la... Dar stai că acolo e mult de lucru. Păi e mult de lucru, dar se mișcă. Adică totuși, băi, în ultimii ani ai să fim cinstiți. Da, s-au așa mișcat este. Un pic lucru. Așa e, nu înțeleg că 100 și ceva de kilometri spre Focșani încoace la gata, dar trebuie să le mai dea... Să taie pamplica. Marcajele. Păi acum taie pamplica, vin alegerile, mai e puțin. Adică am început să ne mișcăm. Bine, domnule, hai să fim optimiști. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.